Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în acest material vom discuta despre releul electromagnetic, nu cel obișnuit. Cel obișnuit arată cam așa, sau așa, sau așa arată. Aceste relee electromagnetice au rolul, pe lângă rolul principal al lor de a proteja consumatorii, conectare rapidă, curent mai mare al utilizabil pe contacte, pe lângă avantajele, aceste principale avantaje, dimensiuni mai reduse în anumite cazuri față de întrerupătoare, comutatoare. Aceste relee electromagnetice, pe lângă această serie de avantaje, au și principalul avantaj de la care a plecat și construcția acestor relee electromagnetice cu mult timp în urmă, este faptul că nu utilizăm conductoare de grosime mare atunci când consumatorii îi avem undeva la distanță. Dacă ați văzut la mașini, avem în bordul mașinii sau în instalația electrică foarte multe relee electromagnetice. Faptul că putem comanda, mai ales când avem sursa de alimentare în preajmă, în apropiere, comanda la distanță necesită cabluri lungi și pentru a elimina acest inconvenient, avem nevoie de relee electromagnetice. Acestea au o bobină care se alimentează cu un curent foarte mic și atunci plecăm cu fire foarte subțiri, atunci când alimentăm consumatorii. Dar în acest material vom discuta despre un releu electromagnetic. Observăm aici, avem un releu electromagnetic de dimensiuni mult mai reduse decât un releu electromagnetic normal, și anume releul RID sau releul trestie. Acest releu electromagnetic are o simplitate mai mare, o construcție mai robustă, mai fină și timp de decuplare mult mai rapid. Datorită acestor avantaje, acest releu electromagnetic este utilizat în aparatură până în prezent. Haideți să vedem cum funcționează și cum este construit. La relee electromagnetice, atât cele retro și cele actuale, avem o pereche de contacți. Ele au evoluat, nu se mai utilizează un singur contact. Și dacă evidențiem acest lucru, ne putem da seama că putem să conectăm mai mulți consumatori sau mai multe circuite de comandă sau mai multe, în general, mai multe circuite simultan. Și observăm că au mai multe perechi de contacte. Deci observăm aici, acest releu are 4, de exemplu, și are multe, foarte multe borne. Să revenim asupra releului principal. Acest releu principal, observăm că avem bobina, deci este, practic, el este compus dintr-o bobină, ceea ce ne poate păcăli la început, faptul că este compus doar dintr-o singură bobină, că este de fapt o bobină. Acesta nu este o bobină. În interior observăm că în interiorul lui, dacă îl scoatem din această carcasă unde este situat inițial, așa este situat în carcasă. Deci dacă îl scoatem din această carcasă, și acesta este un releu electromagnetic. Și o să vedem imediat. O să și demontăm acel tub de sticlă din interior, are rolul de contact electric. Iar pentru aceasta o să facem o mică comparație cu zgomotul produs de acesta în preajma unui magnet permanent. În preajma unui magnet permanent, dacă îl ascultăm la ureche, deci practic îl ascultăm foarte de aproape, o să observăm să prinsă celălalt releu. Având miez magnetic, îl atrage magnetul. Ceea ce la releele obișnuite nu se întâmplă, atunci când apropiem magnetul, la aceste relee se aude un clicăit ca la ceas. O să dăm aproape și ascultăm. Atrage
contactii, care sunt, au în componența lor fir. Să dăm, să mișcăm releul în zona, în zona magnetului. Trebuie să găsim și poziția potrivită. Dacă ascultăm cu atenție, se aude un clichet foarte mic, ca intensitate. Un zgomot de clichet foarte mic. E, acel zgomot este datorat acelor contacte din acest tub de sticlă. O să-l dăm jos și o să ne uităm și asupra lui. Acel contact electric, care în componența lui are și un fier, are o parte metalică din fier sau din oțel, care la acțiunea câmpului magnetic sau câmpului electromagnetic, în acest caz, cu această bobină, se închide sau se deschide acel contact. Și între cele două terminale avem, pe lungime, aceste două terminale sunt conectate la bobină, iar celelalte două observăm că sunt conectate la acele contacte. Observăm acele două contacte care la rândul lor sunt încastrate în acea sticlă. O să-l și desfacem. Înainte de asta să ne și jucăm un pic. Și observăm că avem acest bec legat în serie cu contactul normal deschis. Observăm aici pe releu că avem simbolul la contact acolo între contacți. În serie cu acel contact normal deschis, în momentul alimentării releului, acest bec electric o să treacă pe sursa de alimentare. O să se alimenteze în serie cu contactul releului. Observăm. Și după cum observăm, zgomotul la releele obișnuite, cum este acest releu, este unul mai mare decât la aceste relee de tip trestie. Toate că au curent mai mic, aceste relee electromagnetice au viteză mai mare și o dimensiuni mult mai mici. Și au dimensiuni mult mai mici. Observăm că dimensiunile sunt unele și atât înălțimea cât și lățimea este una mai mică la acest tip de releu. Evident că sunt unele și mai mici de atât, deci chiar la dimensiuni de un sfert cât este acest releu. Și în principal, acesta este utilitatea de bază. Aceasta este utilitatea de bază a releelor electromagnetice. Putem alimenta de la distanță, prin două fire, o bobină care ne acționează un contact la sursa, la consumatorul care este în preajma sursei, în preajma sau a unei surse de alimentare. Cu cât au număr de contacte mai mare, cu atât sunt mai zgomotoase. O să-l alimentăm și pe acesta. Să-l alimentăm și pe acesta. Să observăm aici atât un nivel de zgomot, cât și un... Deci luăm de alimentare și alimentăm bobina releului. Acesta are un zgomot ceva mai mic. Totuși să inversăm polaritatea ca să observăm și acel LED.
pentru că au și LED care se aprinde, observăm aici, aceste modele de rele. Au și un LED care se aprinde, este în paralel, legat în paralel cu bobina releului, care în acest caz este unul de 12V. Observăm DC, adică curent continuu. Sunt zgomotoase în comparație cu releele electromagnetice de tip RED. Acum să ascultăm și la releul trestie, contactul, sunetul produs de contact. O să observăm că are o intensitate mult mai mică decât la un releu electromagnetic normal, obișnuit. Să observăm că sunetul produs de contact este unul de intensitate mult mai mică, chiar de intensitate mai mică decât contactul extern pe care îl facem cu acest creștișor. Da, este într-adevăr un releu electromagnetic foarte silențios și de dimensiuni reduse. Observăm că aceste două contacte, aceste două microcontacte, observăm aici, sunt foarte apropiate între ele. Să le mișcăm așa, să observăm că sunt foarte apropiate între ele, le mișcăm puțin ca să le observăm și unul dintre cele două contacte, observăm cel mai, care are grosimea mai mare, este compus dintr-un miez, are în componența lor și un miez de fier sau de oțel și acesta este acționat de câmpul magnetic din preajma lui sau de câmpul electromagnetic. Ce observăm aici. Și o să blocăm puțin aici ca să îl acționăm puțin și cu... Este foarte mic la dimensiuni. Să mișcăm și un magnet în preajma lui ca să observăm cum se mișcă acei contacți. Pentru aceasta am utilizat două vârfuri de patent și o să-l dăm aici aproape și utilizăm un magnet neodimium ca să apropiem acei contacți și să observăm contactul dintre realizat la apropierea magnetului. Și o să observăm acel clichet care se produce. Dacă ascultăm cu atenție, o să se audă acel zgomot. Practic putem să ne construim și un întrerupător cu acest tip de releu trestie, acest tip de întrerupător trestie. Întrerupător RED, ne putem construi chiar un micro întrerupător. Da. Deci, ideea este simplă. Aceste relee electromagnetice sunt unele destul de bine construite și evident că le putem utiliza numai la curenți mici.
Faptul că aceste contacte, din motive tehnice, nu se, cu toate că există și de dimensiuni mai mari și chiar și mult mai mari, pot ajunge până la diametre de 2 centimetri și lungime de 10 centimetri, pot ajunge la dimensiuni chiar mari, cu toate că ele pot fi utilizate, pot ajunge la dimensiuni mari, contactele acestea au un curent limitat, contactele la acest tip de releu electromagnetic. De aceea le face utilizabile numai la aplicațiile unde sunt curenți foarte mici, de exemplu la aplicațiile unde utilizăm semnale atât analogice cât și digitale și avem nevoie de timp de decuplare și cuplare rapid. Da, sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o săptămână frumoasă în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!